Bună ziua și bine ați venit! Într-adevăr, e mult mai bine. Ați venit la lansarea celei mai mari platforme civice din România, de la momentul de față. Este vorba despre platforma civică pentru drepturi și libertăți împreună. Este o platformă alcătuită din peste 1000 de ONG-uri și intelectuali de pe teritoriul întregii Românii, din Botoșani și până în Mehedinți, din Satu Mare și până în Constanța. Așa a început totul, cu clipul pe care l-ați văzut. Ceea ce ați văzut este ceea ce a generat un moment istoric, și anume coagularea pentru prima dată la noi în țară, în această formulă de o asemenea anvergură, a unei societăți civile care să străbată, să frământe județ cu județ sub aspect civic, sub aspectul societății civile din fiecare colț, bucățică, județ de țară și să alcătuiască în final ceea ce noi românii dorim să demonstrăm, că în modalitatea cea mai neutră, tehnică, juridică posibil, românii sunt capabili să aibă o societate civilă care să le apere valorile în care ei cred, care să le susțină de o asemenea natură și într-un asemenea fel, într-o asemenea măsură, încât să le poată transmite pe acele valori și copiilor lor. Spuneam că așa a început totul cu clipul pe care l-ați văzut, respectiv o problemă gravă, fundamentală, pe care unii au apreciat-o ca fiind chiar cea mai profundă problemă cu care se confruntă din punct de vedere al atitudinii, al mentalității, al concepției de viață poporul român la acest moment, respectiv o definiție juridică, pentru că întotdeauna dreptul reflectă stadiul societății și mișcările societății, mișcările firești ale societății, și o problemă de asemenea natură a coagulat, a determinat coagularea unei societăți civile. Și este absolut lăudabil, pentru că e o, dacă vreți, o termodinamică a valorilor, pentru că atunci când o valoare este pusă sub semnul întrebării, ea va rezista funcție de cât de mult o prețuim noi. Și e cu atât mai lăudabil dacă, odată cu ea, vine la un pachet, dacă vreți, cognitiv și emoțional în același timp, și conștientizarea necesității de a apăra valori precum demnitatea românilor care își prețuiesc valorile și vor să le susțină, cum ar fi, de exemplu, valoarea căsătoriei, libertatea de exprimare, să nu fii stigmatizat dacă îți exprimi opinia cu privire la ce crezi tu că înseamnă definiția căsătoriei, libertatea de conștiință, să poți să spui ceea ce crezi, să poți să crezi liber în valorile care ți-au fost transmise și pe care, în mod atât de firesc, nu vrei decât să le transmiți mai departe. Despre asta este vorba în această platformă civică de drepturi și libertăți, o platformă care are drept obiect apărarea valorilor în care românii cred, și începem cu această primă valoare, respectiv definiția căsătoriei. Am deosebită bucurie, înainte de orice altceva, onoare și plăcere, să dau cuvântul mai departe celui care a reușit să coaguleze această platformă civică, respectiv președintelui Comitetului Național de Inițiativă Cetățenească privind revizuirea articolului 48, aliniatul 1 din Constituția României, domnul Mihai Gheorghiu, scriitor, directorul general adjunct al Muzeului Țăranului Român și președintele Comitetului de Inițiativă. Vă mulțumesc pentru prezență, mulțumesc tuturor prietenilor care au
venit alături de noi, colegilor și prietenilor. Mulțumesc tuturor invitațiilor. Cred că e într-adevăr o zi importantă, pentru că e ziua în care venim în fața dumneavoastră cu toți acești prieteni din țară care încearcă să transmită un semnal extrem de direct, simplu și important. Există o societate civilă creștină în România, există organizații non-guvernamentale care refuză dialectul ideologic al Revoluției Culturale și care fac o sumedenie de lucruri extraordinare, fără fonduri uriașe, fac, așa cum se spune, la nivelul ierbii, ajută, fac filantropie, creează realități, creează ceea ce putem numi, mă rog, noul capital al social al României. Sunt organizații, multe dintre ele mici, de care multă lume n-a auzit, dar care constituie acel țesut extraordinar, acea magma bunătății și frumuseții umane din întreaga țară. Spuneam că sunt organizații care refuză acest dialect al noii ideologii, al corectitudinii politice, pentru că am fost învățați și suntem în continuare învățați că societate civilă, deci acțiunea societății civile, a cetățenilor, nu există în afara acestei pături de ONG-uri care se autoproclamă și autoclamează ca fiind singurele importante, cele care împing această agendă a corectitudinii politice, a revoluției sexuale, a revoluției culturale. Există din ce în ce mai mult o departajare și, dacă vreți, o prăpastie și de gândire și de limbaj. Toți acești oameni, toate aceste organizații s-au strâns împreună pentru a spune un da referendumului pentru modificarea articolului 48 aliniatul 1 al Constituției Românești. Sunt organizații și oameni care susțin cu tărie, cu întreaga lor forță, demersul inițiat de Comitetul de Inițiativă Cetățenească și sprijinit pentru prima oară de o platformă mai mare, mă refer la Coaliția pentru Familie. Iată că acum Platforma Civică Împreună, care aduce alături peste 1000 de membri, ONG-uri și persoane și personalități din toate județele țării, se alătură acestui demers. E încă un semnal și eu aș spune decisiv, înaintea votului efectiv, că societatea românească dorește acest referendum, dorește această modificare constituțională, dorește ca normalitatea să fie regula societății noastre și a sistemului juridic și constituțional. Și suntem puternici nu numai pentru că suntem mulți, suntem puternici pentru că avem adevărul de partea noastră, avem și limba română de partea noastră, acea limbă care transmite încă bunul simț și frumusețea unei relații umane. Nu vorbim în poncife, nu vorbim într-un dialect de nimeni înțeles și nu impunem nimănui nimic. Dar cred că e un mesaj și pentru un lucru la fel de important, că nu ne dorim să fim victimele nimănui, nu ne dorim să fim stigmatizați de nimeni, nu ne dorim să fim jigniți de nimeni, nu ne dorim să fim monedă de schimb politic între cele două partide majoritare ale Parlamentului României. E o inițiativă corectă, e o inițiativă perfect democratică, e o inițiativă care a generat o întreagă discuție în societatea românească, dar și o infuzie masivă de energie, de entuziasm și de credință că acest popor are dreptul la expresie, are dreptul la un act de suveranitate, are drept să își spună părerea despre propria Constituție.
A spune despre acest exercițiu minimal al demnității naționale că este o ocazie ca terți actori statali să intervină în politica României și că, vezi, Doamne, orice referendum e în acest sens, așa cum se spune în presa mainstream, ei spun despre acest referendum că este populist, inutil și periculos, este a te situa clar și împotriva Constituției și împotriva suveranității acestui popor. Atunci poate că singura soluție ar fi să excludem posibilitatea referendumului din Constituție, dacă toate referendumurile sunt periculoase, pentru că lasă terților posibilitatea de intruziune într-o societate democratică. Dar astea nu sunt decât baliverne, nu e decât demagogie ieftină, adevărul e mult mai simplu și trebuie să privim peste ideologie, peste definiții juridice, trebuie să privim la oameni. Și toți acești prieteni din toate aceste asociații cu care s-a vorbit personal, cu care există o legătură personală, sunt oameni. Sunt suflete, minți, chipuri de oameni care vin astăzi în fața dumneavoastră și vă spun, suntem alături de voi, suntem alături de această cauză, pentru că o simțim ca fiind a noastră, o simțim ca fiind o cauză importantă a acestei societăți și a acestui popor. Trebuie să respingem de la bun început orice tentă, mă rog, excesivă în orice direcție. Dar am ajuns să fim acuzați de orice. Dacă faci orice trimitere către fundamentul creștin al acestei civilizații, dacă faci orice trimitere către fundamentele culturale ale poporului român, dacă te referi la orice pozitiv ce are sau a avut acest popor, ești catalogat, etichetat ca naționalist, ca ultraortodox, ca fundamentalist religios, ca om care vrea nu știu ce, răul altcuiva. Este o mare de calomnie care se exercită asupra oricărui discurs de bun simț, a oricărui discurs rațional. Toată campania de 2 ani de zile pentru referendum ne-a pus în fața acestei situații în care principalul inamic al nostru a fost, culmea, presa. Presa a folosit cele mai abjecte definiții, cele mai abjecte etichetări, o bună parte a presei, cele mai abjecte metode de a califica acest demers. Abjecția a mers, în cazul ziarului Adevărul din 13 octombrie, până la a linșa mediatic un întreg grup de tineri și de adolescenți, pentru că și-au exprimat convingerea în pro-familie, într-un clip al nostru. Nu există mârșevie mai mare decât să faci acest lucru. Și acest lucru a fost făcut în presa românească. Și acest lucru a trecut neobservat. N-am văzut un singur politician care să spună e o mârșevie care trebuie să înceteze. E un lucru care trebuie să înceteze. S-a mers mult prea departe. Nu se poate la nesfârșit criminaliza un grup de oameni care vrea absolut normalitate și decență. În acest caz, valoarea umană esențială este solidaritatea. Este ceea ce propunem societății românești, ceea ce vă propunem dumneavoastră și ceea ce vă propunem împreună cu prietenii cu care am constituit platforma civică împreună. Solidaritatea ne va aduce bucuria locuirii împreună, bucuria acțiunii împreună, bucuria succesului comun. Și cred că e singurul lucru pe care avem datoria să-l facem, pentru că e singurul lucru care oferă copiilor noștri un viitor. Dacă noi continuăm să fim individualiști, dacă noi continuăm să fim pasivi, dacă noi continuăm să nu ne uităm la semenul nostru, dacă noi continuăm să nu ne uităm la viitorul care ni se rezervă de noi comisari ideologici, ca domnul Pârvulescu și alții, vom lăsa în urma noastră o societate
a sclaviei intelectuale, a sclaviei morale, o societate în care educația va fi ideologică, o societate care nu va oferi un viitor real copiilor, adolescenților, tinerilor României. Noi avem datoria absolută să lăsăm o țară măcar mai puțin rea decât am primit-o. Noi nu le putem lăsa o țară devastată de o clasă politică care a uitat de mult în ce țară se află și e imperativul moral categoric pe care trebuie să la care trebuie să ne supunem. Deci solidaritate, avem o direcție comună, un țel comun și suntem împreună în acest drum care trebuie să ofere societății românești și poporului român victoria în acest referendum. Pentru că va fi victoria bunului simț, va fi victoria solidarității, va fi victoria celor care au un Dumnezeu și nu a celor care nu-l au și pentru că nu-l au, nu au niciun sentiment față de semenii lor. E timpul să mulțumesc cu această ocazie tuturor acelora care au fost solidari cu noi de la bun început, atât din mediul politic, și l-avem aici pe domnul Daniel Gheorghe, din toate celelalte medii, oameni care nu s-au temut să afirme că sunt alături de noi. Foarte multă lume ne strânge mâinile, dar pe culoare. Foarte multă lume spune, da, sunt de acord cu voi, dar sotto voce, cu o voce scăzută. Foarte puține declarații publice, foarte puține declarații ferme și e păcat. Sunt foarte mulți intelectuali, unii cu o mare suprafață, cu o mare notorietate, unii cu clare convingeri creștine publice asumate. Foarte puțini și-au permis să spună răspicat că sunt alături, că își doresc acest deziderat al nostru. Și iarăși e un mare păcat. Spuneam la început că e foarte importantă coalizarea societății civile creștine, pentru că e o societate civilă care este negată a priori. Așa cum la toate sondajele naționale există sondajul privitor la credință. Întotdeauna se ajunge la cifra de 86,5 credincioși ortodoxi și la peste 90% din români care sunt creștini, care au credința creștină, dar e o pagină care lipsește în exprimarea publică, ca și cum aceste sondaje nu s-ar face niciodată. Apar în schimb paginile care se referă la diverse alte probleme. Deci această societate există cu adevărat, este foarte puternică și deloc mediatizată. Dar faptul că nu e mediatizată, repet, nu înseamnă că nu există. Și în fond, acesta este fundamentul cel mai important. Faptul că ne putem ruga împreună, și rugându-ne putem găsi drumul, fiecare din noi poate găsi drumul către celălalt. După cum știți, Coaliția pentru Familie, care a fost prima platformă, prima federație de organizații care a sprijinit demersul, este o organizație care cuprinde practic toate cultele creștine din România, și a generat un fenomen extraordinar de solidaritate, de acțiune în comun al tuturor bisericilor și cultelor din România. E un atu extraordinar, e prima oară în istoria modernă a României când se întâmplă acest lucru, deci sunt mai multe premiere istorice, sper să putem număra în curând și
cealaltă uriașă premieră istorică, aceea că un referendum de revizuire a Constituției a trecut, a obținut victoria necesară. Eu m-aș opri aici. Trebuia să, în primul rând, cred că ar fi trebuit să ne prezentăm pe colegii noștri care sunt aici în fața noastră, îi prezentăm acum și alături de ei vor mai lua cuvântul și alții, exprimându-și opiniile și credința pentru viitor. Da, spuneam că această platformă s-a constituit urmare alăturării ONG-urilor din toate județele țării. Și nu vorbim de 1-2 ONG-uri dintr-un județ, ci vorbim de zeci de ONG-uri din fiecare județ. Avem plăcerea aici să o invităm să ne spună de ce s-a alăturat și pe cine reprezintă, pe doamna doctor în sociologie, doamna conferențiar universitar doctor, Lavinia Pop. Lavinia, te invit. Eu reprezint glasul bănățenilor. Vin din Banat și vreau să vă spun că bănățenii manifestă o solidaritate deosebită cu ceea ce dumneavoastră înfăptuiți astăzi, un act istoric în țara noastră. Deci vorbesc în numele ONG-urilor, a zecilor de ONG-uri din Banat, a persoanelor fizice și a intelectualilor de acolo. Vreau să vă spun că cu toții bănățenii ne bucurăm că avem această ocazie să exprimăm public acest glas al nostru de solidaritate umană prin această platformă, această structură organizată, deosebit de organizată, care reprezintă valorile sociale, naționale și identitare ale ființei noastre naționale. Deci am mai întreprins acțiuni împreună cu studenții, dar niciodată un act de solidaritate ca cel care se desfășoară acum, nu numai la noi, ci și întreaga țară, n-a existat. Vă mulțumim pentru că ne-ați permis și nouă să aderăm la această platformă care până la urmă arată identitatea poporului român, modul în care ea se va contura în viitor și ceea ce înseamnă adevăr pentru noi toți. Da, mulțumim frumos, Laviniei. Am venit săptămâna asta din Banat, am fost în Caraș și în Timiș și am fost impresionată. N-am găsit pe nimeni care să nu știe acolo de platforma împreună. Și mă gândeam ce frumos ar fi fost să fie la fel și la București. Dar probabil că uneori lucrurile cu adevărat importante se întâmplă înspre inimă, nu neapărat dinspre inimă. Salutăm pe domnul profesor de matematică de la Liceul Laurian din Botoșani. Dumnealui a strâns și a coalizat acolo peste 60 de ONG-uri din orașul Botoșani și un număr, atenție, de 1000 de intelectuali care au semnat scrisori și care s-au alăturat ideii. Care idei de apărare a acestei valori fundamentale în care credem? Vă invităm, dacă vreți, să ne spuneți câteva cuvinte. Alături de dumnealui sunt prietenii noștri din Suceava, care au atins recordul în ceea ce privește numărul de ONG-uri. Domn profesor de matematică, Bolțan, Adrian. Da, mă bucur că sunt aici. Eu... având o vârstă undeva în zona spre 60 de ani, am avut ocazia să cunosc și să înțeleg un pic comunismul mai pe viu și mai clar, să-l înțeleg ca ideologie. Și pot să vă spun că de câtva timp, de vreo 10-15 ani, simțeam cumva în societatea noastră și poate și mai mult în afară, că anumite lucruri nu sunt tocmai firești, parcă nu sunt tocmai în direcția în care ar trebui să meargă o societate democratică. Oarecum partidele nu prea păreau să dea atenție acestor lucruri.
Am văzut încercări de a redefini niște valori fundamentale, ajungând chiar la a redefini modul în care un om este privit. Și lucrurile astea, repet, din cauza că am trăit bine comunismul, m-au făcut să mă gândesc că parcă istoria se repetă. Încercând să înțeleg un pic mai bine și uitându-mă la exemplu țărilor din vest, care cumva au dus un pic mai departe aceste lucruri care nu sunt tocmai bune, am remarcat că anumite demersuri și anumite restrângeri de libertăți, restrângeri de libertăți de exprimare de opinie, de exprimarea libertăților religioase, de exprimare, la urma urmei, a sprijinului față de națiunea din care face parte, a poporului tău, și acesta să fie un lucru firesc, nu să fie demonizat. Aceste lucruri în alte locuri cumva au început să ia amploare și se pare că și la noi. Și atunci am simțit nevoia să mă alătur de puțin timp celor care încearcă să spună că nu mai trebuie, abia am scăpat, nu, de 20 și ceva de ani de un comunism, și nu știu, mie așa mi se pare că parcă un nou soi de totalitarism ar încerca să... Trebuie să promovăm o societate într-adevăr democratică, și toți oamenii din Botoșani cu care m-am întâlnit, care sunt un pic mai în vârstă, nu știu, exact la fel gândeau. Spuneau că anumite lucruri trebuie făcute și trebuie sprijinite și trebuie cumva oamenii să reprezinte ca un fel de, spuneau ei, de rădăcină unor copaci care țin cumva pământul să nu mai se ducă la vale, cum s-a mai dus la vale altă dată. Mulțumim foarte frumos. Așa este, trăiești un totalitarism atunci când îți vezi copilul pe prima pagină într-o gazetă centrală, doar pentru că a spus că el crede că părinții copiilor din România e bine să fie o mamă și un tată. Trăiești profund acest exercițiu de totalitarism. Din Alba Iulia o invităm pe doamna avocat Laura Bercu. Să știți că suntem foarte mulți avocați în platforma împreună, foarte mulți notari, foarte mulți, inclusiv, deci profesioniști ai dreptului, dacă nu mă înșel, sunt ca număr, după oamenii de cultură, sunt cei mai mulți. Chiar mă uitam azi noapte, mă uitam pe listă și pe adeziuni, pe semnături și ziceam, wow, deci asta da coagulare juridică. Da, eu vă mulțumesc tare mult. Într-adevăr, vin din cealaltă capitală a României și vin cu bucurie. Și vin cu bucurie pentru că simt că poporul român încă trăiește, poporul român se solidarizează și intelectuali, și nu numai ei, înțeleg importanța acestei platforme și acestui demers pe care l-am început și pe care vrem să-l susținem până la capăt, a valorizării noastre până la urmă, a susținerii tuturor lucrurilor bune pe care le-am dobândit, să lăsăm răul deoparte și să ne bucurăm de ce avem. Eu personal am participat la multe activități, atât a tinerilor cât și a celor vârstnici, care se bucură de viață și se bucură de familie. Am fost la manifestări la duminici în familie, în județul nostru, în județul Alba, dar și în cele limitrofe. Își prețuiesc familiile care împlinesc 50 de ani de căsnicie, își prețuiesc valorile în continuare și vor să lupte în continuare pentru acest lucru. Ca și jurist, desigur că înțeleg importanța acestui demers. S-a spus de mai multe ori deja că e o chestiune istorică, dar așa este, pentru că e prima dată în democrația noastră după 89 când poporul român poate el, cu forța lui,
cu ștampila lui de data asta, să facă până la urmă ca o valoare, dacă vreți, dobândită din Mostrămoș, să rămână și să fie a românului pentru vecie. Este important să înțeleagă, într-adevăr, fiecare român cât de valoros este el acum, în acest moment, dar vă spun și vă transmit cu mare bucurie și cu mare emoție faptul că de la tineri și până la cei vârstnici au înțeles lucrul acesta. Am fost în mijlocul vârstnicilor, într-un centru de zi a vârstnicilor. Au niște activități iarăși fantastice de folclor și nu numai. Ei se bucură și de vârsta a treia și au spus un da cât se poate de puternic, de sprijin în acest sens, pentru că și ei sunt conștienți că suntem datori copiilor noștri și generațiilor viitoare să lăsăm un mediu social normal, firesc, curat, așa cum sunt atâtea demersuri pentru a păstra un mediu curat, un aer curat, o alimentație sănătoasă, dacă vreți. Ei, de data aceasta suntem chemați să ne păstrăm mediul social și familia sănătoasă și curată și așa cum a fost ea dintotdeauna. Ca mamă, dintotdeauna m-am simțit datoare. Eu nu știu ce să las copiilor mei mai de valoare decât un astfel de mediu liber și curat și liniștit și în care, într-adevăr, familia să fie un bărbat și o femeie și nu altceva, pentru că dintotdeauna familia și căsătoria au fost, e poate un clișeu, dacă vreți, această celulă a societății, dar nu se poate altfel. Noi nu o să mai fim oamenii care suntem dacă nu luptăm, dacă nu facem ceea ce suntem chemați la acest moment să facem. Dar vă spun și vă, din toată inima, din centrul țării și nu numai din județul Alba, din județul Mureș, din județul Hunedoara, vă spun că oamenii au răspuns cu bucurie, cu solidaritate și sunt convinsă că acest demers până la urmă va fi unul de succes. Vă mulțumesc și Doamne ajută! Da, mulțumim și noi și îl salutăm de asemenea pe un alt avocat, un alt coleg de-al nostru, acum dacă toți suntem în branșă, pe domnul avocat Beleiu, îl salutăm de asemenea și vă mulțumim că ați venit, domnul avocat, și că sunteți alături de noi. Doamna medic din Cluj-Napoca, Raluca Olariu. Raluca, te rog, cum a fost? Bună ziua, mulțumesc. Da, deci vin din Cluj, Corina v-a spus deja asta, unde am adunat zeci de organizații și personalități și mă bucură foarte mult, vin cu o mare mulțumire astăzi, ca să nu zic și bucurie că mă repet pe urmă după Laura, pentru că încă o dată demonstrează societatea civilă că prețuiește aceste valori sociale pe care acest demers al nostru vrea să-l aducă în fața tuturor. Nu o să mă lungesc prea mult, pentru că ai mei colegi au detaliat foarte multe lucruri deja. Vă mulțumesc foarte mult și împreună putem mai mult. Împreună putem mai mult. Credeți că cele 1000 de semnături, de scrisori, de intelectuali din Botoșani e un număr mare? Ei bine, am aflat aseară că în Arad au fost 1200. Da? Deci despre asta vorbim la nivelul solidarității cu o idee care nu urmărește altceva decât să dovedească forța, capacitatea, da? Rigoarea românilor în ceea ce privește apărarea valorii în care ei cred și care este în discuție astăzi, la acest moment. Vă mulțumim foarte mult, indiferent de unde ați venit, din toate colțurile țării sunt aici invitații noștri, inclusiv din Vrancea mea minunată. Și înainte de a merge să servim ceva, îl invit totuși pe domnul Mihai Gheorghiu să ne spună un cuvânt cu care să rămânem din povestea asta.
Și îmi revine mie sarcina să închid întâlnirea noastră. Și nu mi-aș dori altceva decât ca această platformă civică nu să se opună unei alte platforme, ci să reprezinte cu adevărat vocea autentică, și sunt convins că așa se va întâmpla, a sutelor de organizații și a zecilor de mii de români care acționează în sau pe lângă toate aceste organizații, care fac, vă spuneam la început, să crească, să existe acest humus social al legăturii dintre noi, care ajută copii, bătrâni, care salvează vieți, care salvează vieți nenăscute încă. Toată această activitate umană imensă, toată această iubire de oameni imensă, care e niciodată, nu e niciodată prinsă în paginile unei anumite media sau în secvențele reportajelor de știri. Țara aceasta există nu prin știrile de la ora 5 și nu prin agenda pe care o face mass media mainstream, nici prin agenda pe care o face clasa politică sau nu o mai face, ci prin realitatea umană pozitivă care susține România. A existat am întâlnit zilele trecute o exprimare care e într-adevăr valabilă. Nu o să o redau motamo, pentru că nu asta e important, dar într-adevăr poporul român pare să fi devenit inamicul public numărul 1 al unui anumit gen de presă și al unui anumit gen de structuri non-guvernamentale, care are pretenția să dea directive și să conducă această țară din stradă sau din alte locuri. Exprimările cele mai comune despre această țară și despre acest popor este că e un popor de mâna a doua, că nu-i reușește nimic, că n-a făcut nimic, că e un popor care nu știe decât să fie sărac și să își plece capul tuturor stăpânilor. Pare că nu există și că n-a rămas nimic pozitiv în mințile, în sufletul nostru, în realitatea noastră de zi cu zi. E, dacă vreți, o modalitate de a crea un complex de inferioritate și de a crea, dacă vreți, sclavia de mâine. Sunt lucruri pe care, cum spun, trebuie să le negăm nu numai din datorie, trebuie să le negăm pentru că sunt cu adevărat lipsite de orice adevăr, lipsite de orice substanță. România arată altfel, România arată altfel, societatea românească arată altfel decât încearcă unii să o definească și să o eticheteze. Cu toate problemele pe care le avem, cu toate neîmplinirile pe care le avem, nu putem să lăsăm în urma noastră și să lăsăm să treacă prin noi acest mesaj de neputință totală, acest mesaj de inferioritate, acest mesaj care nu încearcă decât să ne transforme în subiecții unui experiment. Pe noi și pe copiii noștri. Împreună pentru România, împreună pentru demnitatea noastră ca români, împreună pentru demnitatea noastră ca cetățeni, ca oameni, împreună pentru tot ceea ce a legat și leagă acest popor și asigură viitorul și ziua de mâine. Vă mulțumim încă o dată pentru prezență, pentru faptul că ne-ați fost alături și sper să auzim cu toții unii de alții numai de bine. Doamne ajută!